Mica Unire a fost marcată în avans în școlile din județ. Astăzi, elevii liceului cu program sportiv Avramiancu și elevii colegiului tehnic Alexandru Papiu Ilarian din Salău au desfășurat activitatea comună Hai să dăm mână cu mână. Elevi, profesori, reprezentanți ai instituțiilor culturale, precum și persoane din comunitate au luat parte la activitatea care s-a desfășurat la Liceul Sportiv Avram Iancu. Cuvântul de bun venit a fost rostit de directorul instituției, Alina Cozac. Îmi revine deosebită plăcere de a vă spune un bun venit la noi școală, de a fi gazda acestui frumos proiect Europa Contemporană, Unitate Universitate. Astăzi, în cadrul acestui proiect, activitatea Hai să dăm mână cu mână. În primul rând, se cuvine să mulțumesc celor prezenți la această frumoasă acțiune. De asemenea, aș dori în mod special să mulțumesc Colegiului Tehnic Alexandru Papiu Ilarian. Programul a cuprins prezentări, scenete, momente artistice și culturale dedicate zilei de 24 ianuarie, după cum afirmă Mihaela Sălăjan, profesor coordonator al activității de astăzi. Activitatea de astăzi este organizată pe ateliere și cuprinde un concurs de cultură generală, un concurs de creații plastice, prezentarea semnificației momentului istoric și a personalității lui Alexandru Ioan Cuza, om al timpului modern, prezentarea a două scenete care au ca protagoniști pe Alexandru Ioan Cuza și pe Moș Ion Roată. La activitate participă reprezentanții ai comunității locale și părinți, cărora le mulțumim pentru implicare și participarea la activitate. Prin urmare, elevii celor două licee și-au dat mână cu mână astăzi pentru unire, adică pentru evocarea acestui moment istoric, dar și pentru prietenie și colaborare între cele două licee de prestigiu ale județului. Activitatea face parte din proiectul cultural Europa Contemporană, Unitate în Diversitate, prin care se urmărește cultivarea respectului față de valorile civilizației românești și europene, formarea deprinderilor de utilizare în situații de viață a valorilor umane universale.